Astăzi am revenit cu cel de-al doilea trend din seria Back to School, Out of Line, un look în care se pune accent pe ochi și conturează foarte frumos. Încep ca de obicei prin a aplica un fond de ten lejer care să uniformizeze nuanța tenului meu. Cu o pensulă am să aplic corectorul lichid acolo unde este nevoie, cearcăne și micile imperfecțiuni. Urmează să matifiez tenul cu o pudră. Fiind un machiaj lejer și nu foarte încărcat, am ales un simplu mascara pentru sprâncene care va așeza frumos firele fără să pară prea încărcate. Din nou, am ales un fard cremă deoarece este mai rezistent și nu necesită o bază de machiaj. Astfel mai câștigăm puțin timp dimineața. Îl aplic cu o pensulă pe pleapă și le stompez foarte bine până în pliu. Urmează să aplic un creion maro cremos la baza genelor pe care îl estompez mai întâi cu o pensulă pentru detalii. Apoi cu pensula de blending estompez foarte bine creionul. Secretul acestui look este estompatul. Repet procedeul și pentru celălalt ochi. Pe pleapa inferioară am să fac exact același lucru. Aplic creion și estompez foarte, foarte bine. Vă rămâne doar să aplicați mascara pentru a da puțin volum și culoare genelor. Pentru pomeți am să aplic un blush roz care va mai înviora tenul.
buzele le vom colora puțin, tapotând ușor un ruj roz, apoi stompând foarte bine cu degetul. Dorim să oferim puțină culoare buzelor, dar să nu fie nimic strident. Gata, am realizat un look care dă volum genelor și conturează frumos ochii, este în tendințe, e ușor de purtat și asortat și mai ales este foarte rapid de realizat dimineața. Nu uitați să intrați pe blog pentru a citi mai multe despre acest trend, linkul este în descriere. Pa, pa!